Fotoliul cu ghimpi. La fotoliile cu ghimpi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul ăsta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimpi. N-am mai făcut de mult o emisiune prin videocall. De data aceasta și eu în biroul meu și invitatul meu în biroul său. Asta e. Probabil că o să se mai audă câteodată pe fundal vreo mașină. Biroul meu e la stradă. Nu știu la invitatul meu dacă o să audă ceva. Oricum vă spun tuturor bun găsit la un nou fotoliu cu ghimbi. Invitatul nostru de astăzi este domnul Iulius Firțac, deputat UCRR. Bună ziua, bun găsit, ne auzim? Bună ziua, da, eu vă aud. Mă bucur să fim din nou împreună la dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație, chiar dacă suntem virtual în studio. Eu mă bucur că am reușit să găsim timp să fim din nou împreună și cred că e un lucru bun digitalizarea forțată la care am fost obligați de pandemie, pentru că uite, chiar dacă nu reușim să ajungem să fim în aceeași localitate, totuși putem să povestim și să discutăm teme importante și cu ajutorul studiourilor virtuale. Acum, lucrurile astea existau și înainte, dar cu siguranță ele au început să fie mai des folosite în ultimul an. Am ales ca tema emisiunii, domnule Firțac, expresia un nou mandat, o nouă provocare. Pentru că, iată, ați câștigat un nou mandat de deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Și aveți așadar încă 4 ani de petrecut în Parlamentul României, respectiv în Camera Deputaților. Aș vrea să știu în următorii 4 ani din ce comisie face parte deputatul Firțac. Da, urmează 4 ani interesanți, sper eu, cu multe realizări în Comisia de Buget, Finanțe, Bănci a Camerei Deputaților. Am rămas membru în această comisie și cu sprijinul colegilor din grupul minorităților naționale și al colegilor din Comisia de Buget Finanțe ocup și o funcție de secretar în biroul de conducere al Comisiei de Buget Finanțe și Bănci. Asta este una dintre comisiile importante ale Parlamentului României. E comisia în care se discută proiecte de hotărâre privind alocarea sumelor de bani pentru UAT-uri, pentru diverse instituții și așa mai departe. E chiar comisia în care s-a discutat, probabil cu siguranță, și bugetul României. Cum au fost zilele de discuții la comisie? Da, așa este. Unul dintre momentele importante din fiecare an din Comisia de Buget este momentul în care se dezbate legea bugetului. Și anul acesta am avut parte de aceste dezbateri. A fost așa cum mă așteptam, cu momente de acalmie, cu momente de oboseală, cu momente tensionate, așa cum au fost și la celelalte 4 bugete pe care le-am trecut prin comisie în mandatul trecut. Deci nu a fost nimic, din punctul meu de vedere, nu a fost nimic extraordinar, nimic care să fie ieșit din sfera așteptărilor. Din punctul meu de vedere, care n-am fost acolo în comisie și nu știu ce ați discutat, dar am văzut câteva filmulețe. Acum, trebuie să spună faptul că Iulius Firțac, fiind deputatul UCRR,
nu este nici nu știu, nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru, care ar fi orientarea noastră politică. Dar nu despre asta este vorba. Am văzut foarte multe acuzații lansate de către cei de la PSD, în urma cărora se spunea că bugetul României nu este unul bun, că vorbim despre județul Hunedoara, că inclusiv parlamentarii PNL, inclusiv parlamentarii de la alte partide, nu au susținut dezvoltarea județului Hunedoara pe acest buget construit, care, iată, a trecut în plenul Parlamentului. Am auzit că, din păcate, parlamentari de Hunedoara au spus de multe ori că nu se susțin anumite amendamente. Cum a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, care ați fost acolo? Da. Vă zâmbiți, de Așa cum ce? ați. Pentru că ați început bine această întrebare și ați făcut precizarea pe care și eu o să o subliniez încă o dată. Neapartenența la niciun mare partid politic. Nu sunt nici membru PNL, nici membru PSD. Sunt acolo trimis ca reprezentant al Uniunii Culturale a Rutenilor din România și, bineînțeles, prin votul pe care l-am acolo, un vot la fel ca al fiecărui deputat, influențez proiecte legislative care afectează pe toată România, pe toți cetățenii, nu doar membrii Uniunii Rutenilor și nu doar pe cei care m-au votat. În care de consecință, în acest fel și privesc lucrurile și decid cum votez pe toate subiectele care sunt pe ordinea de zi la comisie. Și implicit așa s-a întâmplat și la buget. Acum, discuția trebuie să o punem sub lumina adevărului și să spunem că în fiecare an la buget, cei care sunt în opoziție vin și spun că bugetul nu este făcut bine, că trebuie să fie făcute zeci, sute, chiar mii de amendamente. Nu cred că am avut un an în care să nu fie făcute mii de amendamente la legea bugetului de către opoziție, indiferent care a fost opoziția. Că a fost opoziția în primă fază, la începutul mandatului trecut, PNL, mai apoi, la finalul mandatului, a fost guvern PNL și opoziția a fost PSD, acum cu opoziție PSD, jocul politic în Comisia de Buget și în plenul Parlamentului pe legea bugetului a fost acesta. Facem o mie de amendamente, spunem că astea sunt lucrurile care trebuie făcute și că legea bugetului nu este bine făcută, că astea sunt prioritățile. Ăsta este joc politic. Și acum, în spatele acestui joc politic, trebuie să vedem două aspecte importante. Unul, legat de județul nostru, legat de județul Hunedoara, cei de la PSD care au făcut amendamente pertinente, în sensul în care acele Asta vreau să obiective pe spun. care le-au Câteva făcut în dintre amendamente ele, care necesită rutina. domnule Iulescu, îmi cer scuze Numai că puțin, intervin. lăsați-mă să termin ideea. Nu, Acele două secunde, că amendamente. vreau să fiu de acord cu dumneavoastră. Câteva amendamente erau într-adevăr, așa cum ați spus dumneavoastră, pertinente. Adică era vorba acolo de niște drumuri, unele dintre ele care chiar leagă anumite localități de importanță, care ar fi ușurat într-un anume fel viața cetățenilor. Altele erau legate de educație, altele erau legate de construcția la nu știu ce. Acum, nu ne raportăm strict la județul Hunedoara, pentru că noi suntem televiziunea națională, sunt convins că au mai venit și alții cu alte amendamente. Asta era ideea. Unele Corect, dintre ele corect. erau pertinente, nu păreau, erau pertinente. Și cu toate astea n-au Da. trecut. Vă Bun, rog. numai puțin. Aici era jumătate de idee. Sigur. E clar că toate acele obiective din cele 3600 de amendamente, toate acele obiective erau reale și ele necesitau finanțare. Toate obiectivele depuse de PSD în acele 3600 de amendamente. Dar vă întreb eu și vă întreb retoric, nu trebuie să continuăm discuția pe tema asta. Ei n-au fost 7 ani la guvernare. Dacă au fost atât de urgente și atât de importante și cu prioritate maximă, de trebuie musai finanțate, de ce nu au fost găsite în lista de priorități de până acum? Barajul de la Mihăileni, un exemplu de la județul Hunedoara sau
alte exemple din alte județe pentru întreaga țară. Deci, asta vreau să vedem în spatele disputei politice. Actuala alianță de guvernare, PNL, USR, UDMR, a decis care sunt prioritățile pentru bugetul pentru 2021. PSD și AUR au venit și au spus altele ar fi prioritățile. Acum AUR are dreptul să facă scandal și să vină să spună: domnule, stai că prioritățile sunt altele și că asta ar trebui să fie finanțat obligatoriu în 2021, pentru că ei n-au construit niciun buget până acum și n-au avut o listă de priorități până acum. Dar cei de la PSD au fost la guvernare 7 ani de zile și au avut tot timpul la dispoziție să pună acele obiective în capul listei de priorități. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că este doar un joc politic. Ei, acei parlamentari din toată țara de la PSD care au depus acele 3600 de amendamente și au făcut acest joc politic, le-au citit, le-au susținut în comisie, le-au citit în plen, au făcut-o pentru a le arăta celor care i-au votat că știu de acele probleme, dar mai mult de atât nu trebuie văzut. Hai să fim serioși, nu putem să continuăm discuția să spunem: doamne, acele obiective trebuiau musai acceptate de guvern, trebuiau finanțate. Nu, am votat, oamenii au votat această majoritate de dreapta să guverneze astăzi România și ei au decis care sunt prioritățile. Să nu uităm că am votat acum 4 ani de zile, în 5 ani de zile, în 2016, mă refer la noi, la întreaga țară. Am votat majoritar PSD-ul și PSD a venit la guvernare cu, de exemplu, lista de priorități cu 8 spitale regionale și n-am demarat niciunul. Deci, trebuie să vedem, sau eu cel puțin vreau în emisiunile pe care le facem împreună să fim cu vederea peste spectacolul politic, în spatele scenei politice, și Bun. să vedem care este Era vorba realitatea. de părerea dumneavoastră pe care iată că ați expus-o în momentul ăsta, dar totuși din toate amendamentele alea care s-au făcut la legea bugetului a trecut vreunul din câte au E, fost? acum este o altă întrebare care din partea mea primește un răspuns care pe mine puțin mă întristează. N-a trecut Bun. niciun amendament și se poate vedea în două chei acest aspect, faptul că legea bugetului a trecut fără niciun amendament. Se poate vedea și în cheia în care vrea să-l vadă PNL-ul și să spună: domnule, am arătat forță și putere, noi, alianța de la guvernare, PNL, USR, UDMR, și am arătat câtă forță de vot avem în Parlamentul României și nu a trecut niciun amendament. Dar n-a trecut un amendament nici de la minorități, nici de la UDMR, nici de la USR, nici de la PNL. Asta vreau să spun, pentru că mie asta nu mi se pare chiar în regulă și vă spun și de ce. Dumneavoastră știți foarte bine că eu nu fac parte de niciun partid politic și n-am fost niciodată, nici noi, nici televiziunea noastră, a serviciu vreunui partid politic. Dar acest guvern, din punctul meu de vedere, este un guvern legitim, dar aș putea spune că în același timp este ilegitim, cel puțin din două puncte de vedere. Unul ar fi prezența la vot, care a fost foarte mică, și al doilea este faptul că a fost făcut pe genunchi, din punctul meu de vedere, printr-o alianță de conjunctură, o căsătorie din interes, de fapt un trio amoros, din care fiecare a încercat să ciupească câte ceva. Faptul că n-a trecut niciun amendament de la PSD, ok, pot să-l înțeleg. Dar faptul că n-a trecut niciun amendament de la minorități sau de la alte partide, nu pot să-l înțeleg. Eu nu știu dacă neapărat cei de la PNL, USR și UDMR au demonstrat forță. Asta este o demonstrație de forță care se face, nu știu, în cazul unui război, în cazul unui. Dar nu atunci când vorbim despre o țară. Pentru că și cei de la AUR au avut voturi și reprezintă populația României, și dumneavoastră de la UCRR ați avut voturi, și PSD-ul a avut voturi. Adică, dacă stau să număr prezența la vot, procentele PNL-ului, procentele UDMR-ului și procentele USR-ului, s-ar putea să nu dea tocmai o cotă reprezentativă pentru populația României. Și atunci, vis-a-vis de amendamente, mi se pare așa ceva de genul, nu, e doar cum spunem noi, voi
Nici măcar nu știu de ce v-ați dat părerea. Așa sună. Da, așa este și de aceea Un v-am spus pic că s-ar părea, un pic. mă întristează răspunsul la această întrebare, pentru că, într-adevăr, și eu cred că nu era obligatoriu să se facă această demonstrație de forță și se putea permite amendarea de către cei care susțin actualul guvern, pentru că și grupul parlamentar al minorităților, atenție, susține guvernul. Punctual, pe fiecare proiect legislativ nu are protocol semnat de colaborare și nu suntem la guvernare. Sunt trei aspecte diferite în ceea ce Da, dar au înseamnă nevoie de voturile activitatea politică. dumneavoastră pentru a face această demonstrație de forță. Au nevoie și de voturile dumneavoastră. Na, și mai sunt și alte câteva voturi. Că am înțeles Bun, că acum anumiți ce. deputați senatori, unii votează cu PNL-ul, alții votează cu PSD-ul, nu neapărat de la grupuri, și din alte partide. Dar asta e altă poveste. Partea cu legitimitatea dată de prezența la vot. Acum să știți că și în 2016 prezența a fost aproximativ egală cu cea care a fost Eu în am o decembrie problemă cu 2020. chestia asta, cu Deci, prezența la vot și cu aceeași prezență la legitimitatea. vot a fost. Știu primari de orașe, domnul Firța, care au ieșit primari cu 1500 de voturi. Mi se pare penibil să fii primar de oraș cu 1500 de voturi. Da? E Deci, puțin. despre ce vorbim? Nu ești reprezentativ. Nu ești, dar nu e vina ta. E vina celor care n-au ieșit la vot. Da, așa Așa. Și este. acum să Aici, revenim aici trebuie să vedem. la demonstrația de forță și la toate lucrurile astea. Credeți că adoptarea bugetului în forma inițială, nu? Că așa se numește până la urmă, în forma propusă și inițială, e una de bun augur. Știți de ce mă tem eu foarte tare și vorbim foarte deschis. Că am văzut declarații ale celor de la PNL. Avem cel mai mare buget din ultimii ani, nu știu câte miliarde de euro pe investiții. Ok, foarte bine, bravo vouă, mă bucur, să dea Dumnezeu să fie așa. Știți dumneavoastră vorba aceea cu și eu vreau autostrăzi, și eu vreau spitale, și eu vreau multe lucruri. S-a oprit într-un anume fel, am văzut că nu se mai dau bani foarte mulți la culte. Acum, iară, părerile sunt împărțite aici, dar cred că totuși era o grămadă de bani. Eu aș merge și până la impozitare, dar asta e altă poveste. Da, știu, îmi atrag antipatii, dar îmi asum lucrurile. E grea relația asta dintre statul laic și biserică este o relație foarte complicată și trebuie gestionată cu foarte multă atenție. Eu zic că nu va fi bugetul pentru lăcașele de cult, nu cred că va rămâne în forma în care a trecut în Eu legea cred că bugetului. nici E clar că bugetul țării vor nu fi va rămâne rectificări. în aceeași formă, pentru că asta urma să spun, ca să-mi închei ideea. Mă tem și mă tem foarte tare, sper să nu fie cum spun eu, că în luna iulie sau iunie, când va fi rectificare, că va exista rectificarea aceea de la jumătatea anului, iulie, august, când vine ea, rectificarea să nu fie pe minus. Deci tare mă tem că începem anul cu facem, dregem și ne trezim cu minus. Pentru că nu prea înțeleg eu de unde toți banii ăștia, dacă plătitorii de taxe și impozite, în speță industria românească, se duce în cap pe românește. Horeca e pe butuci, turismul e la cota de avarie și așa mai departe. De unde banii ăștia, zău, nu știu, dar rămâne de văzut. Vedeți, legate de rectificări, au fost și vor fi clar și în puțin două rectificări, dacă nu chiar trei. Întotdeauna la rectificare va fi un minus undeva și va fi un plus altundeva. Vor fi ministere care se descurcă să cheltuie banii și vor avea nevoie. Nu merge bine cheltuiala. Un exemplu de urmărit este rolul educației, unde am avut, cred că în anul, dacă nu mă înșel, o secundă, în anul 2000. În anul 2019
Am avut 33 de miliarde alocate și cheltuite în final de an 29, deci cu aproape 12%, peste 10% necheltuit din cât s-a alocat. În momentul în care a plecat, s-a spus cea mai mare alocare pentru educație din istorie, la acel moment, ca pondere din PIB. Da, e adevărat, a fost alocare de peste 3% din PIB. Oricum, jumătate din cât ar trebui să alocăm pentru educație, anul acesta am alocat 2,7. Dacă se cheltuie suma pe care am alocat-o anul acesta, în proporție de 98%, vor fi istoric cei mai mulți bani cheltuiți de Ministerul Educației. Sper să nu se facă rectificări negative aici, la Ministerul Educației, sper să nu se facă rectificări la Ministerul Sporturilor, pentru că aici avem nevoie de cheltuieli, cât mai multe cheltuieli în capitolul de investiții, practic în infrastructura. Acum, ce să cheltuiască, măcar să cheltuiască pe mobilier și pe, eu știu, construcția de școli, renovarea, chestii, lucruri de genul ăsta, că pe altceva nu prea știu pe ce o să-i cheltuiască, având în vedere situația dată și faptul că, eu știu, ai noștri copii sunt bani online, bani la școală. Domnule Firțac, trebuie să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu Capital TV.